UPL vă recomandă microtiol special. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la raport, să continuăm să vă răspundem întrebărilor pe care ni le adresați pe paginile de Facebook AgroTV sau AgroTV-Agricultura la raport. De asemenea, numărul de telefon afișat pe ecran vă stă la dispoziție și e un telefon cu tarif normal, nu aveți costuri suplimentare dacă ne apelați la 031-405-2800. Îmi spun colegii din regie că avem deja un telespectator. Îi spunem bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună. Cum seara. Vă numiți? De unde ne sunați? Marcu Mihai din județul Timiș. Bun, vă ascultăm, domnul Marcu. Deci am o exploatație de 40 de hectare, deci cultura mare. Aș vrea... Așa. Și aș vrea să accesez niște fonduri pentru utilaje. Deci nu am firmă, noi până acum am lucrat pe bordero. Am înțeles, ca persoană fizică. Ce vârstă aveți? 30 de ani. În principiu este bună și ideea dumneavoastră de a accesa pentru utilaje, adică pe măsura 4.1 unde v-am spus mai devreme că avem ceva bani doar pentru achiziții simple de echipamente și utilaje, dar eu v-aș sugera să vă îndreptați și către tânărul fermier, unde de anul acesta puteți avea un buget mai generos la exploatația care mi-o spuneți dumneavoastră. Cred că v-ați încadra la cei 40, respectiv 60.000 de euro, dacă mai investim puțin și în partea de procesare, dacă ne deschidem un magazin la nivel de fermă, dacă ne îndreptăm către agricultura eco sau bio, dar presupun că poate această sumă nu va ajunge pentru a vă achiziționa dumneavoastră toată gama de utilaje pe care o doriți și atunci puteți să accesați măsura 4.1, unde puteți să vă încadrați la o valoare a proiectului de maxim 350.000 de euro. La cele 40 de hectare, cred că vă încadrați la un utilaj de maxim 100 de cai sau 100 și ceva de cai, dar vom vedea care va fi puterea corelată a utilajului cu cultura în această sesiune, pentru că s-ar putea să păstreze aceleași sau s-ar putea să se schimbe. Deci aveți două posibilități. Ori o instalare de tânăr fermier unde puteți primi până la 60.000 de euro sau pe măsura 4.1 cofinanțare. 30% partea de cofinanțare, 70% partea de finanțare, cu o valoare a proiectului de maxim 350.000 de euro. Am înțeles. Și mai ceva, mai devreme la o domnișoare a dat un număr de telefon din zonă. Ați putea... În zona Timișoara nu cunosc, nu știu cât de aproape este și de satul mare, nu cred că e atât de aproape. Dar vă spune domnul Ghinea și mâine vă contactez, dacă doriți să vă contactez eu și poate mă interesez la un consultant din zonă sau poate putem lucra împreună, găsim o formulă. Vă rog mult, că am mai sunat la niște proiectanți și ziceau că în vară. Deci, sub măsura 4.1, acum e bine că ați întrebat, dar undeva în luna iunie, iulie, cel mai devreme se va redeschide, dar dumneavoastră trebuie să vă pregătiți documentația de pe acum, pentru că la APIA avem termen doar până pe 21 sau 22 mai și dacă nu am declarat la APIA suprafețele și nu ne-am pregătit cu forma de organizare și ce mai ne trebuie acolo, nu putem accesa. Deci, sunt convins că la 40 de hectare dumneavoastră declarați de fiecare dată la APIA pentru că primiți și o subvenție de acolo. Deci, trebuie să începeți să vă pregătiți. Pentru că cu siguranță se deschide, avem buget destul de generos, pe măsura 4.1 per total sunt în jur de 760 de milioane de euro, comparabil cu toată perioada 2014-2020, unde am avut 840 de milioane de euro, eu zic că pentru 2 ani de zile sau pentru anul acesta, eu zic că e o sumă destul de generoasă. Într-adevăr, niciodată nu ajung banii, dar nu sunt bani puțini, 760 de milioane de euro, așa cum și la tineri fermieri vom avea cei 120 de milioane de euro. Dacă facem o comparație cu 2014-2020, când au fost în jur de 470 de milioane de euro, zic că și aici este un buget destul de generos. Corect, așa e. Dacă ați putea totuși să facem cumva un număr de telefon, că... Bun, haideți să procedăm cum am făcut și un pic mai devreme. Lăsați dumneavoastră numărul colegilor din regie și luați ulterior legătura cu domnul Ion Păunel.
E bine așa? Am înțeles. Bine, bine, vă mulțumesc. Pentru puțin. Sănătate multă. Noi mulțumim, sănătate. Domnul Mihai Răruță din Piatra Neamț deține 40 de hectare teren arabil și 22 de hectare pășune concesionate, 22 de capete vaci de lapte. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce proiect pot accesa pentru a achiziționa utilaje agricole. Menționez că am făcut cursuri, sunt în al treilea an de facultate. Presupun că este și tânăr, deci ar putea să meargă pe măsura de instalatorilor fermieri, unde bugetul, deci el cu siguranță s-ar putea duce la 70.000 de euro pentru că sare de 30.000 de ESO-uri, sperăm că nu depășește 50.000, dar dacă depășește 50.000 de ESO-uri, se poate întreba către măsura 4.1, cea cu dedicată tinerilor fermieri pentru achiziții simple de utilaje și echipamente de irigat la nivel de fermă. O valoare a proiectului de maxim 350.000 de euro. Maria Nica din Dolj. Bună seara! Bună seara! Spuneți, doamnă! Aș dori să vă întreb și eu. Băiatul meu a depus la APIA timp de 4 ani pe persoană fizică. Are 20 de hectare de teren, 18 porcine și o bovină. Aș dori să știu dacă poate să acceseze măsura 6.1. Dacă și ființează IFE sau ceva. Cu siguranță, doamnă, are și vârsta, are și exploatația. Tot așa, băiatul dumneavoastră ar putea să acceseze o sumă de 40.000, respectiv 60.000 de euro. Trebuie să se autorizeze ca minim persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, dacă este căsătorit, la care dânsul să dețină 51% din părți, sau un SRL. Vis-a-vis de PFA sau II, pentru măsura 6.1, nu se primește sau nu este obligativitatea de a face și o întreprindere familială. La măsura 6.3 se va punta în continuare întreprinderea familială sau un SRL format din rude până la fiind de gradul 2. Eu aș sugera în principiu de anul acesta cam la toată lumea să-și facă o întreprindere familială, pentru că și în perioada imediat următoare ferma mică, ferma de familie, ferma mixtă va fi mult mai cotată și atunci să nu mai schimbăm forma de organizare, putem să facem de acum direct întreprindere familială. Dar pentru anul acesta puteți să faceți minim un PFA sau unii pe numele băiatului. Și trebuie să depună la APIA pe persoană juridică sau tot pe persoană fizică? Bineînțeles. Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să faceți această formă de organizare. Puteți să faceți și așa cum a spus dumneavoastră, dar să declare întâi băiatul ulterior să facă transferul de exploatație. Nu va primi punctaj pentru acest transfer de exploatație, pentru că este a lui, presupun, la toată această exploatație, dar are puțin mai mult de lucru și funcționarul APIA și dânsul, să nu facem, să zicem, două munci în plus. Deci vă faceți acest PFA, este gratuit, da? Orice înființare a unui persoane fizice autorizate, întreprindere individuală și întreprindere familială, încă este gratuit la Registrul Comerțului. În 3 zile aveți documentele. O zi ați dus documentele, peste 3 zile vă cheamă să le ridicați. În aceea zi vă face ștampilă, cont bancar, mergeți la primărie, contract de arendă între cedenți și PFA-ul sau IU pe care îl avem, deschidem poziție de rol la primărie și cerem adeverință pentru APIA pe noua formă de organizare pe care o avem. După ce am declarat la APIA, așteptăm un roșu, un print screen, declarație pe românește și căutați un consultant pentru a încerca să depuneți un proiect pe băiatul dumneavoastră atunci când se va deschide sesiunea. Deci în 3 zile bine. Se poate face totul. Da. Bine. Mulțumesc frumos. Pentru mâine, Doamne ajută. Sănătate, numai bine. Radu Stârc. Cum procedă? În zonele unde nu este făcut cadastru pe terenurile agricole. Singurele acte pe terenuri sunt niște înscrieri în Registrul Agricol. Oare e suficient pentru acces la fonduri? Din păcate nu. Știu că la nivelul prefecturilor s-a purtat tot felul de discuție. Se emite anumite documente care să țină rol de titlu de proprietate. Dar nu știu ce să vă spun această dată vis-a-vis de acest aspect, pentru că avem foarte multe zone în România care au fost necolectivizate și acolo este problema cu acele titluri de proprietate. Așa cum este procedura acum, nu poate accesa niciun fond european, dar este eligibil pentru subvenții. La subvențiile APIA putem să avem terenul și sub alte forme sau cu titlu gratuit și nu este nicio problemă.
Alexe Stoica din Argeș. Bună seara! Alo? Bine. Alo? Alo, să trăiți. Spune. Să trăiți. Vă ascultăm. Aș dori și eu să accesez un fond pentru a achiziționa terenul. Așa. M-a interesat că eu am utilat teren la fie declarat. Am înțeles. Deci dumneavoastră vreți doar pentru achiziția de teren, da? Da, da, sigur. Dacă sunteți până în 40 de ani, puteți să vă îndreptați către sumăsura 6.1. 41 ne împliniți la data de plângere de finanțare. Sumăsura 6.1 care ne permite și achiziția de teren. La măsura problema este că eu am utilajele, am teren, da. Da? Nu vă mai auzim. Aveți probleme cu semnalul, cred. 44 de ani. Mulți înainte, am înțeles, pătrânul fermier nu mai este eligibil, atunci pe măsura 4.1, unde 10% din buget putem să-l alocăm achiziție de teren, dar cred că nu asta vă interesează, aveți echipamentele, deci dumneavoastră aveți la dispoziție programul Agro-IMM Invest. Am înțeles ce a zis domnul Ponel. Da? Și acolo puteți să achiziționați doar teren agricol sau ce mai vreți dumneavoastră. Agro-IMM Invest este un program de creditare al fermierilor, în care aveți anumite facilități, o perioadă mai lungă de rambursare, dobânzi mai micuțe, timp de 8 luni de zile, nu veți plăti dobândă sau ceva de genul acesta, da? Ce anume? Numărul domn Pamel. Gata, așa facem, da? E vecin aici cu județul Oltul al meu. Am înțeles, bun, vă mulțumesc. E vecin acolo. Lăsați dumneavoastră până una alta numărul colegilor în regie și ei îl vor da domnului Păunel, da? Mulțumesc, domnul Ghine, sănătate! Doamne sănătate, ajută, domne ajută! Rodica Rus vorbește numele soțului, care are 8 hectare proprietate și 4,5 hectare arendă și 3 vaci poate să facă pentru 15.000 de euro, are 62 de ani. Mulți înainte, presupun că având și acele animăluțe, cred că sunt pe cultură mare, acele 8 hectare sau pășune. Dacă domnul are o vechime de minim 24 de luni de când este înscris la APIA și minim 8 clase, poate să acceseze sub măsura 6.3, bineînțeles, dacă se autorizează minim PFA, IIF și ia legătura cu un consultant sau poate să și-l facă și singur dacă se descurcă. L-a sfătuit să facă un drum către Direcția Agricolă Județeană, pentru că și acolo există echipe de consultant sau cel puțin să-și ia informațiile clare și corecte de la o instituție a statului, să consulte, bineînțeles, site-ul AFIR, să ne urmărească pe noi în fiecare marțe de la 8 la 10 la AgroTV, emisiune realizată și moderată de dumneavoastră, domnul Ovidiu Ghinea. Bun, mulțumesc frumos pentru promovare, domnul Păunel. Să luăm 10 secunde de publicitate. Polenizarea naturală asigură un spor de producție și calitate culturilor dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Lumița Grasui sau Grăsui. Am 45 de ani, firmă înființată în 2017. Lucrăm 20 legume, 25 cultură mare. Înscriși la APIA, pot accesa vreo sumăsură? 20 de hectare, presupun. Presupun că da. Dacă ne gândim la hectare, da, dânsii pot să meargă pentru măsura 4.1. Finanțarea la dânsii este, pleacă de la 50-50. Dacă sunt într-o zonă cu constrângeri naturale sau specifice, gradul de finanțare poate să mai crească cu încă 20%. Iar dacă se gândesc să treacă către agricultura eco sau bio toată exploatația, și atunci mai crește cu 20%, dar nu mai mult de 70%. Daniel Lazar, când se va începe sesiunea de depunere a proiectelor la 6.3? Asta și noi am vrea să știm. Pe surse, pe informațiile care le avem, ce vă pot spune că la această dată se lucrează din plin la Ministerul Agriculturii, Autoritatea de Management Direcția Generală de Politici Agricole, chiar au avut o perioadă destul de aglomerată, a trebuit să lucreze la aceste finanțări pe perioada de tranziție. Vorbim și de PNRR, Planul Național de Resare și Reziliență, la care tot dânsii a lucrat și lucrează, și vorbim și de construirea noului Plan Național Strategic, în care România până în luna septembrie trebuie să trimită
un draft de proiect în acest sens. Deci sperăm, și din informații care le avem, undeva în luna mai, sfârșit de aprilie, început de mai, cel puțin 6-1 și 6-3 să fie deschise. Eduard Zuelac, nu știu dacă am pronunțat bine, din Satu Mare. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Aș avea și eu câteva întrebări în legătură cu măsura 6-3. Spuneți! Ia să vede. Avem o plantație de afin de 30 de ari și sectorul prioritar ne-ar fi pomicultura. Întrebarea mea este diploma. Ce ar trebui? Diploma de pomicultor sau horticultor? În principiu, da, pomicultor sau horticultor sau lucrător în cultura plantelor cu modul de pomicultură. Dacă faci și un lucrător în cultura, deci, plantelor... Momentan suntem înscriși la un curs acreditat, da, de Ministerul, da, Educației și Ministerul Muncii, lucrător în cultura plantelor. Perfect, și să aveți grijă, să aveți și un modul de pomicultură pe suplimentul descriptiv, să apară și capitolul sau... materia predată să fie pomicultura. Este recunoscut. Da, merge. Bun. Suma de 15.000 de euro rămâne în 21-22, rămâne tot 15.000. Da, din păcate, da, pentru 6, că regula... da, din păcate tot 15.000 rămâne. Sperăm ca din viitoarea alocare financiară, plan național strategic, să ne ducem undeva către 25-30.000 de euro. Deocamdată nu ne permite regulamentul, nu statul român, deci chiar s-au făcut demersuri pentru a suplimenta această sumă. Din păcate, regulamentul european nu ne permite să mărim în această perioadă de tranziție. Și o ultimă întrebare, dacă se poate încă, momentan reprezentantul IFE-ului, da, este în concediu de îngrijire a copilului. Da. Se poate accesa? Din câte știu eu, da, dar ar fi bine să vă interesați la ITM și la da, la ITM, bine, cred că, da, dacă poate primi finanțare sau să nu piardă acea finanțare pentru creșterea copilului. Din câte știu eu, înțeleg, da. Se poate. Înțeleg. Bine, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc cu respect, doamne. Seară bună, numai bine. Doamne ajută. Haideți să mai citim din mesaje. Doamna Iulia Ivașcu din Crâmpoia, Olt. Crâmpoia, da, Crâmpoia. Crâmpoia. 6-3 pe apicultură. În august fac 3 ani de când am încasat tranșa a doua. Mai pot accesa 6-3 pentru apicultură? Niciun caz. Are un 6-3, să înțeleg, da? Așa înțeleg. Da, nu. Deci, beneficiarii de măsuri forfetare, gen 6-1, 6-3, nu mai pot beneficia de aceeași măsură încă o dată. Vedem în viitoarea alocare strategică, Planul Național Strategic, așa cum cei care au accesat măsura 1-4-1 au putut continua cu un 6-3, cu siguranță se va găsi o măsură pe care și dânsa ar putea să acceseze finanțare europeană. Dar acela, pe un 4-1, dacă se gândește, este eligibilă. Când apare ghidul pentru tânărul fermier sub măsura 6-1, Jugănarul Florin? Sperăm noi ca maxim 2-3 săptămâni de zile să-l vedem în consultare publică pe site-ul Ministerului și pe site-ul AFIR. Bun, înțeleg de la colegi că avem un telefon, un telespectator. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm. Bună seara. Cum vă numiți, de unde ne sunați? Radu Viorel din Ialomița. Ia spuneți, domnul Viorel. Am și eu, lucrez undeva la vreo 86 de hectare și am încercat acum 3 ani să fac un proiect pe 4-1, pe modernizare. Da, da. Și n-am putut să fac punctaj mai mare de 46 de puncte. Am înțeles. Și ați vrea să încercați din nou? Păi îmi cerea să angajez un inginer, ceea ce mai îmi dădeau 10 puncte. Ba, și da, tot nu era suficient. V-a dat o sugestie bună la acel moment consultantul. Acum să vedem cum vor apărea grilele de punctare. Așa cum v-am spus și mai devreme, 4-1 are foarte multe linii de finanțare deschise anul acesta. Va fi o linie dedicată doar tinerilor fermieri pentru echipamente și utilaje, o linie dedicată doar celor din cultura mare,
o linie dedicată pentru legumicultură și așa mai departe, vă puteți orienta către mai multe tipuri de, de 4-1 anul acesta și vedem la care din ele ați putea dumneavoastră să obțineți un punctaj mai bun. Nu vă pot spune la această dată dacă la 40 de puncte, 30 de puncte, 50 de puncte aveți șanse da, de da, depunere. Da, era punctajul undeva la eligibil undeva la peste 60 de puncte. Așa a fost atunci, tocmai de aceea s-a făcut această splitare pentru a nu mai fi, să zicem, o bătălie între toate sectoarele și de fiecare dată au fost favorizate anumite sectoare. Acum, da, au fost favorizate numai fermele mari. Mari și foarte mari. A spus-o dumneavoastră, n-am spus-o eu. Așa este și tocmai de aceea vreau să mulțumesc Ministerul Agriculturii că în întâlnirile pe care le-am avut și abordările pe care le-am avut și adresele pe care le-am transmis a fost și această rugăminte a noastră de a favoriza într-un fel sau altul sau de a prioritiza și fermele mai micuțe, fermele de familie, de dimensiuni mai mici. Da, și dacă s-ar putea condițiile să facă pentru fermele undeva până într-o 100-200 de hectare mai flexibile. Avem între 1.000 și 250.000 de ESO-uri, se consideră o fermă mai micuță. Am înțeles. Cam până la ce sumă aș putea eu la suprafață? Doar pe echipamente de echipamente și utilaje, da? Dacă doriți doar echipamente și utilaje și inclusiv irigații la nivel de fermă, că spun de fiecare dată acest lucru, domnul, că este o noutate. Deci, da, inclusiv în irigații putem să investim anul acesta la nivel de fermă, maxim 350.000 de euro, finanțarea 70-30 în anumite condiții. Ea pleacă de la 50-50, știți, foarte bine. Am înțeles, da. Mai aveți întrebări? Nu, mulțumesc, sănătate. Sănătate, numai bine. Sănătate. Mitică și Daniela Potincu. Vrem să facem un proiect pe zootehnie în județul Tulcea. Am găsit curs de lucrător în creșterea plantelor. Este bun pentru zootehnie? Nu este bun pentru zootehnie. Punctajul poate primi cu obligativitatea înscrierii în planul de afaceri a practicării ea trebuie să facă un curs și de zootehnist, da? Acum poate să primească punctajul, da? Pentru că are cunoștințe în domeniul agricol, iar ulterior, după ce proiectul este eligibil și finanțabil și până primește tranșa 2, trebuie neapărat să facă și un curs de specialitate creșterea bovinilor sau zootehnie în general. Bun, mai avem un minut, cred că nu ne e suficient pentru întrebarea pe care aș avea o să vă adresez. O să facem lucrul ăsta după o scurtă pauză comercială, luăm în momentul ăsta publicitate. Între timp îi îndemn pe cei de acasă să ne trimită pe mai departe mesaje, să continue să ne scrie pe cele două pagini de Facebook, AgroTV, respectiv AgroTV-Agricultura la raport. După publicitate ne auzim și la telefon.